Echipa de handbal masculin AHC Dunărea Călăraș a intrat în carantină după ce trei jucători au fost depistați pozitiv în urma testării COVID-19. Este vorba despre Vlad Rusu, Dragoș Hanțaru și Victor Vartic. Astfel, toată echipa a intrat în carantină, iar activitatea a fost suspendată până pe data de 4 august. Cei trei jucători au dorit să transmită un mesaj suporterilor. Ne aflăm într-o perioadă mai dificilă, dar suntem încrezători că totul va reveni la normal. Momentan suntem internați, ne simțim bine și așteptăm un răspuns din partea medicilor pentru a repeta testele. Le mulțumim tuturor suporterilor pentru mesajele de încurajare și cu siguranță vom reveni mai puternici. Antrenorul la HC Dunarea Călăraș, Gabriel Armanu, vine cu mai multe detalii. Băieții vor reface testul miercuri și joi, iar vineri vor primi rezultatele. Dacă testele vor fi negative, vor mai sta încă patru zile acasă în izolare.